Astăzi facem un unboxing pentru voi, unul dintre cele mai apreciate și vândute produse ale noastre. Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube, Detailing Geek. Haideți să vedem ce avem în cutie. Știu că ați ghicit. Astăzi vorbim despre aspiratorul cu injecție extracție de la Santoema SV15 cu apă rece. În cutie avem următoarele lucruri. Manual cu instrucțiunile de folosire și declarația de conformitate, doză transparentă de injecție extracție, furtunul de conectare între duză și aspirator și aspiratorul Santoema SV15. Aspiratorul Santoema este mic și compact, cântărește doar 12 kg fără apă. Carcasa aspiratorului este din polipropilenă de înaltă densitate. Pompa de injecție extracție este cu bypass, are 4 bar și îți oferă un debit maxim de 1,5 litri pe minut. Motorul are o putere de 1600 W în două stagii, cu sistem special de aspirare, High Water Lift, care îți oferă o curățenie excelentă și un timp scăzut de uscare. În pachet avem furtunul de aspirare și furtunul de injecție, care sunt conectate împreună pentru o mobilitate mai mare. Duza de injecție-extracție este turnată dintr-o bucată pentru o rezistență foarte mare și este făcută dintr-un plastic foarte rezistent. Pe recipientul de colectare avem capacul transparent de vacuum, care are și rol de antispumare. Pe recipientul de apă avem panoul de comandă cu butoane separate pentru aspirare și injecție. Ar fi recomandat, dacă nu folosești pentru mult timp injecția, să decuplezi de la buton pentru a nu merge în gol. Iar în partea de jos avem cupla rapidă de conectare a furtunului de injecție-extracție. Asamblarea este foarte ușoară. Avem furtunul de injecție care se conectează în cupla rapidă din partea dreaptă și furtunul de aspirare în partea de sus în recipientul de colectare. Duza de injecție-extracție la fel de ușor se conectează, avem o bufă rapidă pentru injecție și furtunul care se cuplează pe duza transparentă. Pe părțile laterale avem sistemele de prindere a recipientelor de colectare și umplere, care se detașează foarte ușor. În partea de jos avem bazinul de umplere de 14 litri și filtrul de protecție a motorului. În bazin avem un filtru de plastic care oprește impuritățile din apă pentru a proteja pompa de injecție, iar în partea dreaptă avem pompa de bypass care are rol de a proteja pompa atunci când rămâi fără apă în bazin. Pe recipientul de colectare avem capacul de vacuum transparent care are și garnituri de etanșare. Acest capac are rol și de antispumare. Bazinul are 14 litri pentru recuperarea mizeriei din tapițerii. După ce ai umplut cu apă rezervorul de jos, se pune recipientul de colectare deasupra și se asigură cu cele două cleme de pe lateral. Sub aspirator avem filtrul de protecție a motorului și roțile care îți asigură o mobilitate foarte mare.
Cablul de alimentare este de 10 metri, împreună cu furtunul de injecție extracție îți oferă o rază de acțiune de 12,5 metri. Cum se folosește corect sistemul de injecție extracție? Suprafața este pulverizată printr-un pulverizator sau vermonel cu Detailing Geek Smart All Purpose Cleaner până textilul este saturat și lăsat să acționeze pentru a intra în profunzime și a desprinde mizeria. După 15-20 de minute se reactivează și se agită suprafața cu o perie. Clătirea se face cu apă curată din rezervor, care este injectată în fibrele din textil și extrasă în același timp. Apa și mizeria sunt extrase în rezervorul de recuperare al aspiratorului. De ce este mult mai eficient sistemul de injecție-extracție de la Santoemo? Santoemo a patentat tehnologia High Water Lift pentru motoarele sale, ceea ce îți oferă o extracție cu 50% mai mare decât aspiratoarele standard. Asigură un timp de uscare mult mai rapid. Nu doar timpul de uscare este redus, dar asigură și rezultate mult mai bune în procesul de curățare, fiindcă extrage mult mai ușor soluția și mizeria din tapiserii. Aspiratorul Santoemo atât cât injectează și aspiră, lăsând în urmă o suprafață aproape uscată. Dacă apreciezi efortul pe care îl facem pentru aceste videouri de prezentare, nu uita să te abonezi și să ne urmărești în continuare. Urmează și mai multe prezentări interesante.